Noi fonduri sunt disponibile pe programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria. Este vorba de o sumă de 30 de milioane de euro, bani care se vor aloca pentru proiecte în domeniul transportului durabil, protecției mediului, promovării adaptării la schimbările climatice, prevenirii și managementului riscurilor, promovării ocupării forței de muncă și consolidării capacității instituționale a autorităților publice. Reprezentanții Consiliului Județean Mehedinți au depus deja până acum, pe primul apel de proiecte, două cereri de finanțare. Am depus o cerere de finanțare pentru obiectivul de investiții, sistem de înștiințare, avertizare și alarmare a populației din județ. De acest proiect, în cazul în care va fi admis la finanțare, vor beneficia 42 de unități administrativ-teritoriale. Valoarea pe care noi sperăm să o obținem din finanțare europeană este de aproximativ 2 milioane și jumătate de euro. Și mizăm pe realizarea următoarelor capacități, și anume 38 de centrale de înștiințare alarmare la care se vor conecta sirene electronice prin internet sau intranet, telefonie mobilă GSM, linie telefonică analogică dedicată și canal de radio VHF, 166 de sirene electronice, două centrale de înștiințare alarmare pentru centrul de comandă, una dintre cele două fiind de rezervă. Un alt proiect depus de Consiliul Județean în parteneriat cu ISU Drobeta se referă la asigurarea managementului comun al riscurilor naturale în zona transfrontalieră România-Bulgaria, acest lucru în contextul în care sistematic au apărut probleme pe cele două maluri ale Dunării, fie din cauza poluărilor accidentale, fie din cauza dezastrelor naturale. Asigurarea managementului comun al riscurilor naturale și termogene în zona transfrontalieră România-Bulgaria pentru planificarea durabilă a teritoriului. Sperăm să obținem o finanțare de aproximativ 3 milioane de euro, tot din același program, Interreg 5 ani România-Bulgaria. Autoritățile locale, ONG-urile și alte instituții eligibile au la dispoziție 5 luni de zile pentru scrierea proiectului și identificarea partenerilor bulgari. Cererile de finanțare se pot depune până la data de 15 martie 2016. Ghidul aplicantului poate fi descărcat din site-ul programului.